Iubiți frați prieteni ascultători, vă salut pe toți cu pacea Domnului nostru Isus Hristos. Astăzi aș vrea să vorbesc despre Evanghelia în viața creștinului. Cât de mult înseamnă lucrul acesta ca Evanghelia în viața mea să aibă putere, să aibă influență, să aibă valoare, să aibă binecuvântare în viața mea și în viața ta. Evanghelia să mă învieță ce să fac, să mă ajute ca să trăiesc așa cum îi place lui Dumnezeu. La început doresc să citesc 1 Corinteni, capitolul 15 versetul 1 și 2. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, astfel degeaba ați crezut. Iată ce spune Apostolul Pavel, că el a făcut cunoscută Evanghelia pe care a propovăduit-o și pe care au primit-o corintenii și în care au rămas corintenii și prin care au fost mântuiți corintenii. Numai Apostol spune, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, dacă nu o țineți așa, astfel degeaba ați crezut ce lucruri minunate, ce bogății mari pe paginile Sfinte Scripturii. Iubite frate, dragă soră, dacă vrei ca să ajungi în cerul lui Dumnezeu, Evanghelia trebuie ca să se vadă în viața ta. A ceea ce ai primit, a în ce ai rămas, aceea ce te a ce te-a mântuit, te-a salvat, ține până la capăt așa, cum ai primit Evanghelia lui Dumnezeu, așa ține până la capăt, ca să nu fii degeaba, la psalm este scris că degeaba se trudește cineva dacă acolo nu este Dumnezeu și dacă degeaba păzește cineva un oraș, dacă nu păzește Dumnezeu. Da, scump lucru este ca Dumnezeu să păzească, Dumnezeu să binecuvânte, Dumnezeu să ajute. Da, și Dumnezeu este gata la toate acestea, numai dacă eu, ca creștin, sunt gata să fac voia lui Dumnezeu, sunt gata, Evanghelia nu numai să o primesc, dar să o și trăiesc în viața de toate zilele. Deci Domnul să se îndure de noi de toți. La a doua Timotei, capitolul 2, versetul 8, este scris așa ceva. Aduți aminte de Domnul Isus Hristos din sămânța lui David, înviat de morți după Evanghelia mea. Iubiți frăștorori, Evanghelia în viața mea și în viața ta înseamnă să-ți aduci aminte în toată ziua de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat de morți după Evanghelia Apostolului Pavel. Dacă eu nu pot să-mi aduc aminte în toată ziua de Domnul Iisus Hristos, nu pot să cujit la El, nu pot să mă rog lui, atunci înseamnă că Evanghelia deja ea nu mai este așa cum trebuie în viața mea. Deci Dumnezeu vrea ca Evanghelia să o vadă de plină, ca eu să pot cujita, ca eu să pot gândi, ca eu să mă pot apropia de Domnul Isus Hristos. Așa cum se apropie Evanghelia de mine, așa eu să mă apropii de Domnul Isus Hristos, de Evanghelie. Și aceasta să o fac cu mare strictețe, așa cum spune Apostolul Pavel Corintenilor. Ați primit, ați rămas, v am și până la capăt să păstrați lucrurile acestea, să rămâneți în el. Deci Domnul să ne ajute și nouă ca Evanghelia să se vadă și la magazin când ne ducem, și la piață când ne ducem, nu noi să ne vedem, dar Evanghelia să se vadă în viața noastră. La Filipeni, capitolul 3, versetul 7 până la 11, am să le citesc și apoi am să dau lămurire câteva lucruri, câteva trepte unde creștinul ar trebui ca să fie bă, așa cum spune Evanghelia. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoștințelor lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credințe. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la înviere de morți. Uitați-vă frate și surori ce spune Apostolul Pavel cu orice chip la învierea de morți, dar pentru aceasta este nevoie de câteva lucruri care ar trebui să le fac și eu, așa cum le-a făcut Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, el nu s-a uitat la nimica, el a socotit, a pierdut toate lucrurile care erau de mare preț în lumea aceasta, care erau văzute în ochii oamenilor, iar toate le-a pierdut, el toate le-a socotit ca gunoi și de toate s-a lipădat și Dumnezeu l-a binecuvântat. El vrea ca și în viața noastră Evanghelia așa să se vadă și nu altfel să se vadă. Dacă s-ar vedea altfel, atunci ar fi un pericol foarte mare și pentru mine, și pentru tine, și pentru toți cei ce cred în Evanghelie. Deci Domnul să ne ajute ca în viața noastră Evanghelia să se vadă. La 1 Corinteni 9 cu 25 este scris toți cei ce se luptă la diferite lucrări se supun diferitor lucruri care se rețin de la ele sau se leapă de, ele. Deci vrea Dumnezeu ca noi, ca evangeliști al lui Dumnezeu, să avem și lucrul acesta, să ne putem reține de la mânii, de la ură, de la nemulțumire, de la cârtire, să rugăm pe Dumnezeul nostru ca aceasta să nu aibă loc în inimile noastre, în inimile noastre să aibă loc Evanghelia lui Dumnezeu. Și atunci când Evanghelia lucrează în viața mea, atunci se întâmplă o minune mare. La Evrei, capitolul 11, versetul 24, este scris despre Moise, care n-a mai vrut să fie copilul fiicii lui Faraon, n-a mai vrut să fie bă, în casa lui Faraon, n-a mai vrut să se folosească de toate privilegiile lumii acesteia și a zis că mă duc mai bine să sufer împreună cu poporul lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă Evanghelia în viața creștinului. Apostolul Pavel s-a lipădat de toate, Moi să zis că mă duc să sufer împreună cu poporul lui Dumnezeu. Ce doresc eu sau ce caut eu? Eu caut Evanghelia să se vadă în viața mea sau caut să se vadă altele lucruri în viața mea sau ce caut tu să se vadă în viața ta? Deci vrea Dumnezeu ca să vadă în viața noastră Evanghelia. Dacă ne aducem aminte de Isav, la Evrei, capitolul 12, versetul 16, este scris că și omul acesta n-a arătat Evanghelia în viața lui, ci atunci când a fost flămând, atunci când i-a fost greu, atunci când a au fost probleme, el atunci și-a vândut dreptul de întâi și-a pierdut mult pe urmă, plângea cu lecre mari, tată, poate ai o binecuvântare, nu mai există, sau nu mai există. Deci Domnul vrea ca în viața noastră noi să nu pierdem niciodată binecuvântarea Niciodată Evanghelia, niciodată prezența lui Dumnezeu. El vrea ca noi, ca creștini, să călcăm pe urmele lui până la sfârșit de viață sau până la venirea lui. Dacă ne aducem aminte de Anania și Sefira, care totuși n-au arătat Evanghelia în viața lor au greșit tare și Dumnezeu i-a pedepsit pe loc. Deci vrea Dumnezeu ca minciuna în viața noastră să nu fie. Minciuna ne îndepărtează de Evanghelie sau nu dă voie Evangheliei să-și facă lucrarea adevărată în viața noastră. Domnul să ne binecuvânte ca noi ca creștini să căutăm Evanghelia în viața de toate zilele. La Filipieni 3 cu 8 este scris așa că să le socotesc de un gunoi. Da, Apostolul Pavel ușor tare a socotit lucrurile ca gunoi. Dacă eu în viața mea și tu în viața ta vom putea să socotim ca gunoi toate lucrurile acestea lumești care sunt atrăgătoare, nu putem să că nu sunt atrăgătoare, sunt atrăgătoare. Dar Evanghelia este mult mai atrăgătoare dacă Vezi sensul Evangheliei în viața ta, dacă vezi puterea Evangheliei în viața ta și atunci poți să socoți de gunoi totul ceea ce este în lumea aceasta. Nu mai este bogăție, nu mai este binecuvântare și nu mai este altceva, dar e gunoi care trebuie dus la râpă și mai mult nimica. Deci Domnul să ne ajute ca noi să socotim de gunoi toate lucrurile acestea lumești. Apostolul Pavel spune a treilea lucru, să fiu găsit în el. Apostolul Pavel a socotit totul de gunoi, să le păda de totul și a pierdut totul, numai ca să fie găsit în Domnul nostru Isus Hristos. Așa a vrut el și așa a fost găsit el în Domnul Isus Hristos. Și noi ar trebui așa să trăim ca să fim găsiți în Domnul nostru Isus Hristos. Dacă ne aducem aminte de prima biserică de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos la faptele apostolor 2 cu 42 este scris așa că ei stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească în frângerea pâinii și în rugăciune ei stăruiau ei rămâneau acolo lângă Domnul Iisus și când Domnul Iisus l-a întrebat dar pe cine mă socotiți voi pe mine și Petru a zis că tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu cât de mult vrea Dumnezeu ca noi să vedem lucrurile acestea așa cum le-a văzut Pietru, ca să fim găsiți în El, ca să fim binecuvântați de El, ca să fim ajutați de El și nu părăsiți de El niciodată, să putem să ajungem în cerul minunat, ca să trăim o viață veșnică. Al patrulea lucru este că să-l cunosc pe El, să-l văd pe El, să cred în El. Atât de mult a dorit apostolul Pavel să-l cunoască pe Domnul Isus din toată inima, din toată inima, cu tot cujitul, cu tot sufletul, să-l cunoască pe Dumnezeu și să calce pe urmele noi. Și el spune lucrul acesta că aceasta este Evanghelia în viața mea și în viața ta asta or să fie Evanghelia și altceva nu poate ca să fie. La Ioan 8 cu 32 e scris că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Cât de mult vrea Dumnezeu ca noi să îmblăm în slobozenia adevărului. În slobozenia adevărului. Dar pentru aceasta noi trebuie să-L cunoaștem pe El și El pe noi să ne cunoască. Și Domnul Iisus din partea Lui face totul ca să ne cunoască pe noi. Ce facem noi ca El să ne cunoască pe noi, ca El să ne păzească pe noi, ca El să ne binecuvânte pe noi. Da, Domnul Iisus spune la Evanghelia după Ioan 14 6 că și eu sunt calea adevărul și viața. Da, adevărul ne face slobus. Domnul Iisus este acela care intră în viața noastră cu puterea Lui și ne dă putere ca să-L călcăm pe urmele Lui în toate lucrurile. Vrea Dumnezeu ca noi să-L recunoaștem în toate căile pe Domnul Iisus în viața noastră. Adică ce nu s-ar întâmpla în viața noastră, noi să vedem mâna Lui Dumnezeu, noi să vedem mișcarea lui Dumnezeu, noi să vedem harul lui Dumnezeu. Și dacă vedem lucrurile acestea, atunci îl cunoaștem pe el. Și el ne cunoaște pe noi și atunci precis că Evanghelia se vede atunci când Evanghelia își face lucrarea în viața noastră. Deci Dumnezeu să se îndure din noi. A cincilea lucru, să cunosc puterea învierii lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos. Apostolul Paier a dorit ca să cunoască puterea învierii. Mare putere are Dumnezeu. La Psalmul 68, 28 este scris că Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Dumnezeu te face puternic. Când? Atunci când tu cauți ca Evanghelia să se vadă în viața ta, atunci când tu vrei ca Evanghelia să aibă influență în viața ta, atunci când tu proclami Evanghelia, trăiești Evanghelia, atunci Dumnezeu te face puternic. Tot la Psalmul 68, 35 este scris că așa, Dumnezeul lui Israel de poporului său tărie și mare putere. Dumnezeu dă tărie și mare putere. Când? Când poporul se încrede, când poporul vrea ca Evanghelia să se vadă, vrea ca Evanghelia să o cunoască toți cei din jur. Deci Domnul vrea ca să facă mari minuni, mari schimbări. Prin ce? Prin Evanghelie, nu prin altceva. Prin cuvântul său, Evanghelia sa, prin harul său. El vrea ca să ne facă niște făpturi noi, el vrea ca să ne facă copii puternici, neclintiți în credință, în dragoste și în lucrare. Al șaselea lucru care Apostolul Pavel spune că să cunosc părtășia suferințelor. Dar cât de mult înseamnă să cunoști părtășia suferințelor? Cât de mult vrea Dumnezeu ca când vin suferințele în vața noastră, noi să nu dăm înapoi, pentru că sufletul lui Dumnezeu nu găsește plăcere în cei ce dau înapoi. Cei ce au mers înaintea noastră, părinții noștri, Dumnezeu i-a binecuvântat pentru că ei înapoi n-au dat. Dumnezeu le-a dat putere, Dumnezeu le-a dat răbdare, Dumnezeu le-a dat credincioșie și ei au putut să margă, au putut să ajungă acolo unde s-au pornit. Deci să ne ajute și pe noi Dumnezeu ca calcând pe urmele Lui să îl vedem pe Domnul Isus, să cunoaștem părtășia suferinților și să nu cârtim când vin suferințele, când vin durerile, când vin necazurile, să nu cârtim niciodată în viața noastră. Și al șaptelea lucru, ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. La învierea de morți cu orice chip. Adică Apostolul Pavel spune că eu fac toate acestea pentru un singur lucru, să ajung la învierea de morți. Asta este dorința mea, asta este consacrarea mea, asta este părtășia mea cu Dumnezeu și eu fac lucrurile acesta ca Dumnezeu să mă binecuvânte, ca Dumnezeu să fie de partea mea, ca cel rău să n-aibă nicio putere în viața mea. Deci, Dumnezeu să ne ajute și pe noi ca noi, ca Iacob, să putem trăi Evanghelia în viața de toate zilele. Vreau să citesc încă la Iacov, capitolul 2, versetul 22, e scris așa. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice... Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui. La Avram credința a lucrat împreună cu faptele și asta este Evanghelia adevărată, credința și fapta. Credința fără fapte este moarte, dar dacă este fapte, este vie, este Evanghelie, este părtășie cu Dumnezeu, este Harul lui Dumnezeu. Deci Domnul să ne binecuvânte pe noi, pe toți, ca Evanghelia să aibă influență în viața noastră și putere în viața bisericilor noastre și copiilor noștri, pentru ca când va veni Domnul Iisus să poată să ne ridice la cer, El să fie bă, proslăvit pentru toate. Amin.